conservator. Spun asta pentru că la ultimele conferințe de presă a fost președintele partidului Dumnezeu Constantin și cu două zile înainte a dumnealui doamna ministru Maria Grahi. De data aceasta nu avem musafiri de la București în filială. Eu recunosc faptul că nu am organizat conferințe de presă în ultimul timp la nivelul filialii, pentru că după alegerile de anul trecut, am trecut printr-un proces de reorganizare a partidului și vă rog, avem și susținătorii partidului conservatorul ăsta. Și spun, am trecut printr-un proces de reorganizare, îmi permit a spune chiar că ne-am lins rănile cumva. Știți foarte bine că la alegerile din 2012, în special la locale, s-a plecat de la rezultatele alegerilor din 2008 și atunci, acolo unde în 2008 Partidul Conservator nu a avut consilier local, nu a avut primar sau viceprimar, am avut neșansa de a pierde membrii de partid și candidați la primărie spre alte partide. Și aici mă refer la, în primul rând, la PPDD și după aceea la PDL. Am rămas cu jumătate din organizațiile pe care le-am avut, adică 44 de organizații după alegerile locale din 2012, deci USR-ul ăsta a însemnat sacrificii pentru organizația județeană Iași și vedeți că le mărturisesc acum aceste sacrificii. Am reușit să ajungem la 78 de organizații în comunele județului din cele 93. Sperăm ca până la finalul anului să avem număr complet de organizații. Asta și în perspectiva alegerilor de anul viitor, atât cele eu pentru Parlamentul European, cât și cele pentru președinția României.